Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Colega noastră Viorica a fost cu unul dintre copii la control la Spitalul de Pediatrie Grigore Alexandrescu. Da, zic de tine, Viorica, da. Control după operație de apendicită, chestiune de rutină, dar ne-a povestit că a stat mai mult de 2 ore la coadă să vadă medicul, pentru că era super aglomerat cu părinți care și-aduseseră de urgență la spital copiii cu viroze. Deci pare un sezon foarte dificil. În acest context, dr. Sandra Alexiu, medic de familie și membru în Societatea Europeană de Boli Infecțioase Pediatrice, observă că mai nou se găsesc cu greu în farmacie antitermice și foarte greu antibiotice, mai ales pentru copii, dar mai spune doamna doctor și vreau să o citez: nu știu dacă să mă bucur sau să fiu îngrijorată, nu știu dacă pleacă din țară sau sunt în stocuri prin case. Bună dimineața, doamna doctor! Bună dimineața! V-aș întreba, de fapt, antitermicele astea, ele când trebuie folosite? Antitermice este un subiect care, este un cuvânt care înseamnă medicamentele care se dau în caz de febră. Ce sunt? Febră, adică ce anume? Peste 38. Da. Ce da. Sunt? Care sunt medicamentele astea? Ce se ia? Paracetamol? Ce se ia? Sunt, da, medicamente care conțin paracetamol și ibuprofen. Ok. Toate medicamentele care conțin aceste două substanțe sunt sub formă de pastile, siropuri, supozitoare sau pastile efervescente, să zicem, și se găsesc în tot felul de medicamente care poartă diferite denumiri după fabrica respectivă care le-a generat. Dar, din păcate, ele sunt la ora asta la mare prețuire pentru că se găsesc mai greu. Nu ar fi lipsit până acum, însă presupun că, mai ales din cauza sezonului rece care a început și unde sunt probleme mari cu virozele, cum spuneam și în deschidere, și probabil că în comerțul paralel, așa cum se întâmplă de multe ori cu medicamentele în România, pentru că știm bine că au mai fost astfel de crize. Dar când se dau antitermicele? De la ce febră în sus? Depinde de vârsta persoanei. În general, antitermicele se dau peste 38,5 și doar la copiii sub 3 luni ținem ca grad de referință 38. Dar asta în condițiile în care se măsoară febra corect, pentru că și aici sunt niște probleme. Trebuie să educăm bine pacienții în sensul ăsta. E o îngrijorare a părinților și e firească. În momentul în care copilul face febră, face 37,9, 37, nu știu, peste 38, tentația e să-i dai antitermic. Ce e greșit aici? Este eronat pentru că febra este un mecanism de protecție. În momentul în care noi începem să facem febră, se mobilizează toată armata respectiv cunoscută sub numele de sistem imun, care vine și se activează ca să se apere împotriva microbilor care au invadat organismul. E vorba de celulele noastre din sânge care sunt special construite ca să apere și care se activează, se înmulțesc, se măresc și se pregătesc ca să vină să se apere. Acum, e un pic mai plastică explicația, dar asta este realitatea. Febra este un mecanism chemotactic, așa se și numește. Ea agită tot organismul ca să se apere, pentru că așa suntem construiți. În momentul în care noi dăm medicamente de febră la ușoară creștere peste 37, împiedicăm sau, mai bine zis, încetinim tot procesul ăsta și riscăm să ne trezim să prelungim boala sau chiar să luăm la complicații. A mai scăzut consumul de antibiotice în România, am văzut niște știri săptămânile trecute, dar toți suntem sus, prin comparație cu alte țări europene. Nu strică să repetăm regulile. Când se iau antibiotice? Da, suntem sus, dar nu este boală românească, să zic așa. Se întâmplă lucrurile astea cam prin toată lumea, pentru că se prescrie un exces și se cumpără în exces. Se cumpără chiar dacă nu ai rețetă și asta este o problemă. Antibioticele sunt niște medicamente care omoară bacterii. Dacă boala nu este produsă de bacterii, nu numai că nu are rost să le luăm, dar riscăm să folosim în exces și să facem, să determinăm alte complicații. Pentru că omorâm ce nu trebuie și creăm bacterii rezistente. Altfel spus, dacă o să avem nevoie la un moment dat cu adevărat de antibiotice, nu le mai putem folosi, că nu le mai folosesc. Organismul nostru se obișnuiește cu ele. Încă e posibil în România să iei antibiotice over the counter, cum se spune, fără rețetă. Nu. De ce se întâmplă asta la noi? Dacă te duci în vest oriunde și intri într-o farmacie, nu ți eliberează nimeni antibiotice fără prescripție. Dar normal nici la noi nu ți eliberează. Dar la noi, se mai dau. Se mai dau că se mai fac tot felul de lucruri la noi. Despre asta discut. De ce credeți că se întâmplă asta în România? Este
foarte greu de mutat un obicei ancestral. Și nu e... Și pentru că există permisivități. De exemplu, este permis ca în România, în weekend, dacă nu găsești, dacă nu poți găsi un medic care să-ți prescrie o rețetă, atunci te duci la farmacie și primești o doză pentru 24 de ore, să zicem. Însă lucrurile astea nu se contabilizează nicăieri. Nicăieri nu se scrie într-un registru electronic că ai primit o doză. Poți să te duci la farmacia de lângă și la cealaltă de lângă, pentru că știți cum sunt farmaciile la noi, sunt una lângă alta și sunt deschise aproape non-stop toate. Nu e niciun fel de problemă să-ți faci o doză întreagă sau cât ai nevoie ca să ai un stoc. Încă o întrebare. Am vorbit mai devreme cu ascultătorii noștri despre cât de complicat e să-ți faci analizele gratuite sau să obții investigații gratuite. De fapt, în baza contribuțiilor pentru sănătate pe care le plătim noi. Care e experiența dumneavoastră în această privință? Adică cum credeți că s-ar rezolva problema asta? Oamenii spun, da, primim trimitere de la medicul de familie, dar ne programează la analize peste 3 luni, 4 luni sau ne spun că nu sunt bani. Da, este o mare problemă, într-adevăr. S-a mai atenuat un pic problema pentru că au apărut niște reglementări care permit pentru anumite boli prioritare să faci analize cu prioritate. Asta însă nu rezolvă toate problemele pentru că fondurile sunt mici și cerința este mare. Există însă și o tendință de prescriere în exces. De exemplu, este acest mit că avem analize anuale și mergem să ne facem toate analizele. Ori asta nu este o realitate, provine dintr-un studiu care s-a făcut aproximativ în 2008, acel studiu cu taloane pentru sănătatea populației, și asta a creat impresia că putem să facem asta în fiecare an. Dacă ne recomandă medicul de familie un anumit set de analize de contate de casă. Nu? Da, nu numai medicul de familie, că orice medic din sistem cu contract cu casa poate să facă astfel de bilete de trimitere. Da, stați că o să înțeleagă greșit, adică ascultătorii noștri o să înțeleagă că e un mit, adică că nu e adevărat, dar este adevărat, nu? Este adevărat că se fac analize anuale la cerere. Asta este un mit și trebuie să încercăm să renunțăm la el. Analizele se fac atunci când medicul dorește să pună un diagnostic și are nevoie de niște clarificări. A, deci n-are rost, spuneți dumneavoastră, să facem anual analize numai așa de dragul de a le face. Nu am spus că nu are rost. Am spus că nu sunt decontate de casă. Ok. Pe asta, acum ne-am lămurit. Deci e diferit. Mitul este că, într-adevăr, nu sunt decontate de casă anual analize. Da, nu mergem la medicul de familie și solicităm toate analizele anuale pentru că a venit timpul, anul ăsta nu le-a făcut. Decontarea de casă pe consult preventiv, care înseamnă că mergem o dată pe an și facem un control, este vorba de un consult clinic, da? Deci medicul vine și te consultă din cap până în tălp și dacă găsești anumite riscuri, îți recomandă anumite analize. Aha. În cazul consultațiilor preventive sunt cam 2-3, atât. Nu vorbim de 15-20 sau mai știu eu câte analize. Ok, și experiența noastră, care din punctul ăsta de vedere, oamenii se plâng sau nu se plâng, că nu pot să-și obțină... Sigur că se plâng. Este o foarte mare problemă. Nu reușesc să facă analize când este nevoie ca să poți diagnostica o boală. Asta e problema. Bănuiești o infecție urinară, nu poți să-ți permiți să aștepți 3 luni ca să ai un rezultat la analize. Trebuie făcut imediat. Pentru asta, pentru că nu există un bun management al banilor în sistem, nu este reglementată încă această problemă. Doamna Alexiu, dar aveți o statistică, știți? Stai puțin, Luca. Apropo de povestea asta cu analizele gratuite, iată, recent Avocatul Poporului, instituția Avocatului Poporului, a avut o intervenție publică pe această temă. Declarația fiind următoarea. Principalele deficiențe, spune instituția Avocatului Poporului, pe care noi le-am constatat în ceea ce privește acordarea acestui pachet gratuit de analize, constau în termenele prea lungi de așteptare, atunci când persoanele decid că doresc să-și efectueze acest set de analize gratuite și dificultățile pe care ei le întâmpină atunci când doresc să identifice o clinică la care să se programeze. În consecință, Avocatul Poporului propune un sistem electronic de repartizare, mă rog, asta e un alt subiect, dar chiar instituția Avocatului Poporului observă că cetățenii nu au acces la pachetul de analize gratuite la care au dreptul. Este adevărat. Aș corecta, ca să fim un pic mai riguroși, în acest raport, cuvântul doresc.
Analizele nu se fac când doresc pacienții, ci când medicul consideră că e necesar. Ori ăsta este un lucru care e foarte important în toată ecuația asta. Și da, accesul nu este disponibil pentru cei care plătesc și pentru cei care sunt în general asigurați, pentru că să știți că sunt mult mai mulți asigurați decât cei care plătesc. Și nu este acces pentru că fondurile repartizate de Casa Națională sunt extrem de mici în comparație cu solicitările care apar. De asta spun că un management mai mult al resurselor, al solicitărilor și al fondurilor ar face lucrurile ceva mai ușoare. Bun, s-au făcut niște reglementări în sensul ăsta, dar încă nu-i destul. Înțeleg, dar dacă la dumneavoastră vine un pacient care e pe lista dumneavoastră, că sunteți medic de familie și spune, aș vrea să-mi fac și eu analizele de sânge anul ăsta, că vreau, mă interesează cam cum stau, îl refuzați? Nu îl refuz, îi explic că nu se poate așa. La cerere, serviciile la cerere nu sunt decontate de Casa Națională pentru niciun fel de serviciu la cerere. Numai dacă medicul consideră, pacientul va primi un bilet de trimitere la analize cu acele analize de care este nevoie pentru diagnostic. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru explicații și precizări. Foarte interesantă discuția. A fost în direct în deșteptarea doamna doctor Sandra Alexiu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.